astăzi aici, în locul acesta, vreau să dau o mână de împăcare cu tine. Toți rugătorii Domnului, ne unim și ne rugăm prin Duhul Sfânt. Aleluia! Trăiască Hristos! Simt fiorul Duhului Sfânt! Cu suflet din încercare, măriți-o pe Hristos! Și pe la mare, privește sus, la Iisus! O, mărire ție, Doamne! Pe drumul ce duce în cer, ascultă-mă cu atenție această seară! Singura soluție pentru ca să fii fericit, singura soluție ca tu și casa ta să fiți fericiți, este că în această seară să te întorci la Dumnezeu, să dai o mână de împăcare cu Hristos, fără să-ți fie rușine, fără să te rușinezi, fă un pas în față, te rog în numele lui Iisus. Aleluia! Pentru orice duce în cer, ești în foc și primul de Doamne, atinge inima celor ce sunt pe Dumnezeu. Sparoche-mă la canalul Belia. Înțeles că lasul lui Hristos. El va fi veșnic. El este de toată ta. El e Hristos, Doamne. Mai este cineva în această seară. Care vrea să vină la Hristos. Te rog să fii în față. În numele Hristos. Doamne, atunci la dofaz. Încă două suflete. Dorim lui Hristos. Hristos e Mesia! Cântăm Domnului cu putere, dragi tine! O, să nu vedem la mână ca de la ta! Cristo, mele, să vă primești! Dacă mai este cineva în această seară, dacă mai este cineva să vină în față, Domnul puternic ne va schimba. Nu vă rușinați, dragii mei! Tu o să iubi! Mărire Duhului Sfânt!
suflete, care vrea să-mi ia 10 lei. Haideți repede, dragii mei. Care vrea să împlinească numărul 10 în această seară. Mai este cineva? Haideți sub lumea să. Și vreau să vă rog cu frații mei slujitori. Cine vrea să fie a 10-a persoană? Știu că ești aici. Sunt singur 100% de aici. Cine mai este? Mai este cineva aici? Astăzi, în această seară, Hristos vrea să se coboare în corpul tău. Amin. Ai familia disciplinată. Treci prin încercare. Te rogi de multă vreme și nu-ți găsesc pacea sufletului tău. În această seară vrea să intre Hristos în casa ta. Amin. Vrei să primești pacea lui Iisus? Amin. Te rog să vii în față numele Domnului Iisus Hristos. Frații slujitori, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Venim aici. Inclusiv diavolii presbiterii. Totuși, fraților, înainte ca să ne rugăm, vă rog din toată inima, vreau să întreb pe toți care sunt aici. Îl văd aici în față pe vărul meu, pe Tesal. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Să-l întărească, să-i dea Dumnezeu biruință. Știu că e o luptă pentru el, dar Dumnezeu i-a dat putere. Amin. Ca să meargă înainte. Îl văd pe Jackson aici, a făcut juruințe înaintea Domnului. Era în spital, a fost în spital. Acum e bine, sănătos, în casa Domnului. Dumnezeu dă biruință ceva. Amin. O vreau să fie Duhul Sfânt. Vreau să-i întreb în această seară pe Tesal. Până când vrei să-l urmezi pe Hristos? Dumnezeu să te binecuvânteze. Ce ați sunt tu? Domnul să te întărească. Îl avem aici pe nepotul meu de ceva. Dumnezeu să te binecuvânteze. Vreau să-l întreb și pe el până când te hotărâi să-l numesc pe Domnul. Domnul să-ți dea unii de ceva. Știu că aceste surori, surorile sunt mai sensibile, ele vor și cred din toată inima că vor să-l urmeze pe Hristos. Ne rugăm pentru ei, dragii mei. Pune numele Domnului peste voi, peste viața voastră. Nu vă temeți. Suntem alături de voi, dar mai mult decât noi este Hristos Domnul. Așa. Care va însoți pe drumul acesta. Ne rugăm pentru voi, vă încredințăm în brațul Domnului și Dumnezeu să vă dea ungere ceva. Ne rugăm pe toți ușitori. Aleluia. Data din ceruri, a numele Domnului Iisus Hristos, vin Domnul în fața ta cu de ceva. Să te rog din toată inima să te atinge el. Hotărârea aceasta pe care a luat-o, Doamne, te rog să spui una peste el, să dai putere și biruință, ca să poată să meargă în viața lor. În sufletul lor, în corpul lor. Oamenii și nu puteți că numele lui Iisus Hristos, pe Doamne, Doamne, atinge-i viața, Doamne, schimbă-i caracterul în acelesc. Pune suflet peste ea și peste viața ei. Rugăm pentru această acestă de sufletul, să o binecuvânteze, Doamne, cu puterea și cu prezența ta, să primească tot acelesc harul tău. Atinge, Doamne, cu Duhul Dumnezeu, să spune această tânără, Doamne. Vă mulțumesc, Doamne, despre această rănuță, Doamne. Vă mulțumesc, Doamne, despre această rănuță, Doamne. Vă mulțumesc, Doamne, despre această rănuță, Doamne. Atinge viața, vă rog să ne atingi de pe Saul, Doamne, să spune acestă ieri. În brațele tale divine, Duhul Dumnezeu. Parole ca supraveau să s-a mânăgat de undeva. Numele tău să fie, Doamne, să fie și Doamne, care e numele lui Iisus. Pacea ta peste Gregoare, Doamne! Fraților, să-i rugăm puțin pe Gregoare, este bolnavă. Dumnezeu să-ți atingă de ea. În numele lui Iisus Hristos, care din cerul. Pune numele Domnului peste Gregoare, Doamne! Te rugăm să o vindeți pe nefin. Să te atingi de pământul ei, Doamne! Să dai viață! Să trăiască în casa ei! Mărit să fie numele Domnului! Orice neputință, Doamne, facem, o trimitem în marea lucrări. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Te lăudăm și să nu suplimentăm. Amin. Puteți să vă ridicați sus, Domnul să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă țină în brațul său, toată viața voastră. Ați intrat în turma lui Hristos. Dragii mei, nu vă temeți. Atâta vreme cât Hristos va fi cu noi, oricine va fi împotriva noastră, ne vom fi biruitor. Ocupați locul. Fratele Daniel, Dumnezeu să vină.